câștig pentru tine. Acum la Virgin Radio. Câștig pentru tine, ziua femeii edition. Și dacă e ziua femeii edition, nu trebuie neapărat ca un bărbat să înscrie o femeie. Uite cum s-a întâmplat de data asta. Alexandra a înscris-o pe Corina. Corina a ajutat-o pe Alexandra în momente grele din viața ei. Apoi s-a întors moneda și a făcut același lucru și Alexandra pentru Corina și uite așa au strâns o relație de prietenie foarte frumoasă pe care lumea o felicită pe WhatsApp. E prima dată când calc într-un studio de radio și mi-am dorit să fie la voi pentru că sunteți cei mai buni și este incredibil pentru că am mers cu voi la drum și ce peste fai. Tot și acum sunt aici, este incredibil. Ce drăguț! Îți mulțumim, n-ai venit nici cu mâna goală. No. Puteți vedea în live-ul de pe Facebook că este o mare stacană de brownie. Exact ce este aici în față, multe brownie-uri. Ați văzut ce s-a câștigat până acum? Nu. Perfect. N-ați văzut celelalte ediții? M-am uitat pe Facebook și nu am găsit. Perfect. Este perfect. Dar mai bine. Oricum mai bine. Este puțin important, experiența de a fi aici cu voi este câștigul meu. Corect. Bine, atunci gata, asta a fost câștig pentru tine. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Noi continuăm emisiunea. Vă mai spunem câteva lucruri pe care le-am aflat de la Alexandra despre Corina, cum că, de exemplu, ar vrea să se mute din București, ceea ce mie mi se pare o chestie cel puțin interesantă. Ar vrea să se mute din București, unde? La Cluj. La Cluj. La Cluj. Să se mute cu... Ai vrea să lucreze, adică să te muți cu totul. Da, dar n-am nicio șansă la radio acolo. Ah, ok, pentru radio ai fi dispus să rămâi în București. Mai știm despre Corina, tot de la Alexandra, că știe să aprecieze o mâncare bună. Și ce mai știm noi despre Corina? Le-am acoperit pe toate? Ești la curent cu tot ce fac influencerii de pe la noi? Exact. Ok, mi se pare că suntem pregătiți să tragem cortina, Ionuț. Sigur, mă voi ridica. Gata, atenție acolo, pentru că Ionuț o să tragă de cortină. În 3, 2, 1. Stai un pic, Ionuț. Vă dăm posibilitatea de a renunța la ce este după cortină. Pe principiu, ce-i mână nu-i minciună. Vă trimitem frumos la Cluj, o cină finală la Cluj. Dacă vreți, alegeți asta. Dacă nu, renunțați la asta și mergem mai departe spre cortină. Eu zic să mergem mai departe pentru că eu am încredere în ei și Clujul nu se mută de acolo, prietenii mei rămân acolo și ne găzduiesc ei. Nu-i problemă, te duc eu la cină, fiță. Oh. Deci uităm de asta, da? Da, da. Gata. Ce-i place lui Bogdan? Nimic. Oamenii din Cluj sunt fericiți. În live-ul de pe Facebook e foarte plin, nu mai veniți. Vă rugăm frumos, e plin Clujul, suntem destui. Venim doar să vizităm. E ok, plecăm înapoi. Venim și plecăm. Atunci, hai Ionuț. Și ne pregătiți să tragem de ea. Apropo, orice ar fi, noi suntem fericite că am ajuns astăzi aici. Da, orice ar fi. Da. Ok, mai vorbim noi. Ionuț, mă întind live pe Facebook. Trage de cortină în 3, 2, 1. Stai, vino înapoi. O să cred că ați picat pentru asta încă o dată. Puteți să renunțați la ce e după cortină. Pentru și... Dacă e ceva de radio, mă bag. Eu cred că o să vă placă mult de tot. Pentru și numai pentru. Nu e dragă de radio, este de viață personală, trăită frumos. Pentru o zi ca fetele. Adică spa dimineața și seara o degustare frumoasă de vin împreună voi două. Mulțumim frumos pentru pachetele astea. Smartexperience.ro. Smartexperience.ro. Da. Fetelor, o zi ca fetele? Dimineața spa? Nu? Nu sunteți cu spa și cu degustare de vin? Am venit cu premisa că nu contează ce câștigăm. Nu e genul nostru. Nu e genul nostru. Șurubel, hai să mergem la cortină, să nu mai tragem de tipa iurea. Toată lumea vrea să afle ce este acolo. Se țin de mână. Tragem de cortină. În 3, 2, 1 și... Laura Giurcanu! Și în mână ține premiu. Puteți? Fiți atenți. Premiu este așa. Cele mai tari 24 de ore, nu scăpați de spa, nu scăpați de degustarea de vin, dar noaptea mergeți la Nuba, la partiul Global, la masa influencerilor. Oh my God! Oh my God! Toți oamenii acolo le-ai dat follow pe Instagram, o să fie cu tine acolo la distracție. Laura, mulțumim frumos că ai stat acolo după cortină. Drag, la un dat m-am obținut foarte tare să nu râd când am auzit bilete la 5G, bilete la Miami Beach, eram... Okay. Deci, fetelor,
Ca fetele, mergeți împreună să faceți stand-up și la spa, să faceți și degustare de vin. Mulțumim frumos smartexperience.ro pentru astea și mulțumim Global pentru invitația la partiul ăsta de la Nubac. Mulțumesc mult Virgin Radio pentru experiența asta. Și facem și poze, hai. Cu o nouă rundă câștig pentru tine, ne întâlnim în curând, o să o anunțăm. Noi vă mulțumim din nou, Alexandra, Corina și Laura, cu ocazia asta, că ați făcut parte din ediția asta. Mulțumim și noi. Plăcerea. Eu vă mulțumesc. Noi vă mulțumim. Nu, noi. Toți ne mulțumim tuturor. Noi. Ba nu, noi. Ba nu. Și șurubel, camera... Tu de ce ești cameraman, șurubel? Asta nu înțeleg. Mă uit la coșurile tale. Opriți tot, vă rog. Câștig pentru tine la Virgin Radio. Cel mai frumos gest de la mulțumesc încoace. Înscrieri pe virginradio.ro.